Salut copii! Ia uitați-vă! Ce vedeți voi în această imagine? Așa, e un copilaș și multe, multe jucării. Oare unde este copilul? Ai dreptate, copilul este la grădiniță. Ia uite ce de jucării sunt pe acolo. Foarte multe jucării. Dar, ia uite ce s-a întâmplat aici. Dintr-o dată toate jucăriile au dispărut. Și băiețelul are în mână, ce are acolo în mână? O scrisoare? Oare un bilețel? Oare de la cine o fi acel bilețel? Haideți să vedem, oare ne spune băiețelul? Băiețelul zice că pe bilețel scrie că jucăriile au dispărut pentru că le-a lăsat împrăștiate. Vai de mine! Tu îți lași jucăriile împrăștiate? Să nu ți le lași, că să nu cumva să-ți dispară și ție. Și ca să apară jucăriile, va trebui să promită că le numără și că le aranjează pe rafturi. Ia uite că rafturile sunt goale. A, și încă ceva mai are de făcut băiețelul. Va trebui să împartă jucăriile cu colegii. Tu împarți jucăriile cu colegii tăi. Doar că băiețelul acum este puțin îngrijorat. Știi de ce? Pentru că el nu se pricepe tare bine la numărat. Ai vrea să-l ajuți? Ia uite că băiețelul te strigă. Te strigă ca să îl ajuți. Vrei să-l ajuți? Super! Haide să începem! Ia uite pe băiețel! Și ia uite acolo că au apărut niște jucării. Ce vedem noi pe covor? Așa, e o mulțime de mașinuțe. Vrei să le numărăm? Hai să le numărăm să vedem câte sunt oare. O mașinuță, două mașinuțe, trei mașinuțe, patru mașinuțe, cinci mașinuțe. Câte mașinuțe sunt? Așa e. Sunt 5 mașinuțe. Știi cum arată cifra 5? Ia uite cifra 5. Vrei să așezăm mașinuțele pe raft? Hai să le așezăm. O mașinuță, două mașinuțe, trei mașinuțe, patru mașinuțe, 5 mașinuțe. Bun, uite ce frumos sunt aranjate. Și hai să vedem ce mai avem noi acolo. Niște mingi, hai să numărăm mingile. O minge, două mingi, trei mingi, patru mingi. Câte mingi sunt? Așa e, sunt 4 mingi. Și mașinuțe câte sunt? 5. Așa e, avem 5 mașinuțe și 4 mingi. În care dintre cele două mulțimi sunt mai multe obiecte? În mulțimea mașinuțelor sau în mulțimea mingilor? Așa e, sunt mai multe în mulțimea mașinuțelor. Și ce va trebui să facem noi ca să fie tot atâtea în cele două mulțimi? Și hai să zicem să fie tot 5. În ambele mulțimi să fie 5. Ce ar trebui să facem? Ai dreptate, să adăugăm o minge. Super! Am adăugat o minge și acum se mai potrivește acolo cifra 4? Nu se mai potrivește. Ce cifră va trebui să așezăm? Așa e, tot cifra 5.
Bravo, foarte bine te descurci. Ia, uite cine a apărut. Cine este acolo? Așa e, este un magician. Un magician. Și oare de ce o fi venit magicianul? Ce crezi? A, de la magician avea copilul acel bilețel, acea scrisorică. Și magicianul a făcut acea magie ca să dispară jucăriile. Acum am înțeles. Oare ce magie mai vrea să facă magicianul? Opa! Ia uite! A apărut o păpușică pe raft. Și încă o păpușică! Hai să vedem câte păpușele sunt. Nici n-am apucat să le numărăm, că a mai apărut una. Hai să le numărăm acum. O păpușică, două, trei, trei păpuși. Ia uite și avem cifra 3. Și dacă vrem să fie 5, ce va trebui să facem? Așa, e, va trebui să mai adăugăm câte? Ai dreptate, încă două. Una, două. Se mai potrivește acum cifra 3? Nu se mai potrivește. Ce cifră va trebui să așezăm? Cifra 5. Și hai să vedem bine este. Hai să le mai numărăm o dată. O păpușă, două păpuși, trei păpuși, 4 păpuși, 5 păpuși. Este foarte bine. Ia, uite ce s-a întâmplat cu băiețelul. Magicianul l-a transformat și pe el în magician. Și hai să vedem. Vrea băiețelul să facă o magie? Ce magie vrea să facă el? Vrea să scoată ceva din pălărie. Oare ce o să scoată? Opa! A apărut pe raft un iepuraș. Ia, că a reușit băiețelul. Și încă un iepuraș. Câți iepurași sunt? Hai să-i numărăm. Un iepuraș, doi iepurași, doi iepurași. Ce cifră o să scriem? Așa, e cifra 2. Dar ce a făcut băiețelul? Uite că a mai apărut unul. Încă un iepuraș a mai apărut. Și încă unul a mai apărut. Oare mai scoate și alți iepurași băiețelul? Deci aici avem 1, 2 și vom scrie cifra 2 și mai sus avem 1, 2. Tot 2. Dar în total, câți iepurași avem? Hai să-i numărăm. 1, 2, 3, 4. Așa e. În total avem 4 iepurași. Și ce va trebui să facem ca să fie 5? Așa e. Să mai adăugăm unul. Ia, uite că a mai adăugat unul. Și acum ce cifră nu se potrivește? Așa, e cifra 2 de jos, va trebui să o schimbăm cu cifra 3, ai dreptate. Și acum este vreo cifră care nu se potrivește? Așa, e cifra 4. Va trebui să o schimbăm și să scriem cifra 5. Foarte bine! A dispărut magicianul și băiețelul a luat iarăși scrisorica. Să vedem ce mai zice. A, acum va trebui să împartă jucăriile cu colegii săi. Dar unde sunt colegii săi? Ia, uite că au venit doi copii la grădiniță. Și băiețelul nostru este în geam.
Așa este. Și hai să vedem, uite, băiețelul cu verde, băiețelul acesta, vrea o mașinuță. Hai să vedem câte mașinuțe sunt. Una, două, trei, patru, cinci. Cinci mașinuțe și ia uite cifra 5 aici. Și una îi dăm băiețelului cu verde. Așa. Și câte ne-au rămas? Am avut 5, una i-am dat-o băiețelului, ne-au rămas? Hai să le numărăm. Una, două, trei, patru. Foarte bine, ne-au rămas 4. Dar fetița ce crezi că vrea? Așa e. Fetița vrea o păpușică. Câte păpuși sunt? Una, două, trei, patru, cinci. Cinci păpuși și una i-o dăm fetiței. Așa. Și câte au rămas acum? Una, două, trei, patru. Au rămas 4. Bun. Ia, uite că a mai venit o fetiță. Oare de ce plânge? Așa e, cred că vrea și ea o păpușică. Îi dăm și ei o păpușică? Haideți să-i dăm și ei una. Așa, și acum câte ne-au rămas? Hai să vedem. Au rămas una, două, trei. Așa este, trei. Și scriem cifra 3. Bun. Ia uite, alți doi copii care cred că se bucură că s-au întâlnit. Ei vor iepurași. Câți iepurași avem? Haideți să-i numărăm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 iepurași. Uite, cifra 5. Și hai să vedem dacă îi împărțim. Fetiței îi dăm 1, 2. 2 iepurași îi dăm fetiței. Uite, cifra 2. Și băiețelul zice că vrea 3. 1, 2, 3, 3. Câți iepurași au mai rămas pe raft? Așa e, pe raft nu a mai rămas niciun iepuraș. Niciunul n-a mai rămas. Bun. Deci, în total, băiețelul are 3, fetița are 2 și în total sunt 5. Foarte bine! Ia, uite că băiețelul îți dă o floricică pentru că l-ai ajutat. Foarte bine! Te-ai descurcat foarte, foarte bine și uite, băiețelul îți mulțumește și îți dă o floricică și îți spune pa, pa!